un cotlet de casă cu o maturare foarte fină, practic produsul ți se topește în gură. Pe ce vreau să pun accent este un salam cu ciuperci și tache, o maturare cu vin și piper longhorn, piper lung. Un produs care, cum vi se pare gustul? De la acesta l-ați gustat? Așa, Birschinken. Birschinken este cumva un produs, să zicem, șvăbesc, nemțesc, se produce la noi în zonă, este un produs adaptat de mine din punct de vedere al condimentelor. Așa, aici avem un cârnaț de oaie și porc, 20% oaie, 80% porc, maturare cu coniac. Foarte bun. Și pe ce voiam să pun accent este un salam de vită, porc și capră sălbatică, maturare cu vin. Vinul ales de mine, fetească neagră. Sunt și cumva un pasionat al vinului și am zis să mă folosesc de chestia asta. Adrian Florea este câștigătorul locului 3 la Festivalul Cârnaților desfășurat în acest an la Lovrin. Toți cei prezenți la festival i-au degustat mezelurile, iar juriul l-a și urcat direct pe podium. V-ați uitat aici la competitorii dumneavoastră, ca să spun așa. Credeți că veți câștiga de departe? Nici nu am venit cu gândul ăsta. Am venit mai mult ca să-mi fac așa o impresie, de fapt să văd ce spun oamenii. Este și prima dată când concurez la acest concurs, ceea ce vreau de acum încolo să concurez în fiecare, sau nu neapărat să concurez, să mă și prezint. Dar cu siguranță vă doriți să și câștigați. Da, categoric mi-aș dori să apar, nu să apar, să-mi pun diploma la locul ei acolo în bibliotecă. Munca dumneavoastră, iată, pasiunea dumneavoastră să fie cumva certificată, răsplătită. Da, exact. Și pot cu mâna pe inimă spune că toate vin din pasiune. Deci din inimă, să zic așa. De cât timp această pasiune? Pasiunea undeva la 5 ani. Intens de 3 ani. Intens, mă refer la fapt, să zic, o dată pe săptămână sunt băgat în toată arta asta, pentru că este o artă, este o artă culinară. Și chiar dacă avea emoții, preparatele lui au cucerit juriul. Cât despre rețete, Adrian spune că îi place să se joace cu ingredientele. Majoritatea sunt creații proprii. Majoritatea îmi place să mă joc, să zicem așa, cu chimia culinară. Știu că sună urât chimie, dar de fapt asta este. Și unele dintre ele, da, sunt rețete împrumutate, pentru că nu ai cum să inventezi un cârnat. Dar de la rețeta de bază mă pot duce în toate părțile posibile. Adrian Florea a dus premiul 3 la Jimbolia, acolo unde locuiește.